Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Cunoașteți desigur podul Constanța din București, ăla care mai are puțin și cade. Dacă se așează un stol de vrăbi pe el, încep să-i tremure grisinele. Ai că e celebru. De câteva săptămâni se bate la notorietate cu podurile din Londra, Praga or San Francisco. Ei bine, au apărut noutăți. Așa arătau în urmă cu câteva zile pilonii de rezistență ai podului Constanța. Reprezentanții CFR au dat un glet peste o plasă folosită în construcții. Au făcut-o într-un mod cu totul neprofesionist. Uite, asta e România, fraților! Acest pod numit Constanța ar trebui să se numească de azi înainte Podul România. E un simbol și ar trebui promovat ca atare. Și văd pliantele pentru turiști tipărite cu câteva milioane de euro bucata la vreun băiat deștept. Construit în urmă cu 80 de ani, podul România a fost reparat o singură dată. Partea de sus, cu calea ferată, aparține de Ministerul Transporturilor. Partea de jos, rutieră, ține de primărie. Din anul 2009, autoritățile încearcă o reparație capitală, dar nu reușesc să se înțeleagă. Până la prăbușirea finală, programată pentru anul 2019, piciorușele sale putrezite, de tip gladiolă, au fost date cu o mână de var, că arătau prea urât. Acum s-a rezolvat. Sunt la fel de putrezite, dar măcar arată bine. Deși am încercat în mai multe rânduri să obținem un punct de vedere oficial, reprezentanții CFR nu au putut fi contactați ca să ne spună ce fel de lucrări au făcut până acum. Ultimul comunicat al companiei din urmă cu câteva zile arăta că lucrarea de intervenție va începe în luna mai. Păi e simplu, ori le e rușine, ori n-a fost CFR-ul. Poate a fost vreun anonim din zonă, un cetățean ăsta, un milionar excentric care s-a săturat să vadă jegul ăla și a zis să-l astupe temporar. Oricum ar fi, lucrarea îmi amintește de o intervenție similară executată acum câțiva ani la un pod rutier undeva în țară. În urma sesizărilor făcute de autoritățile locale, angajații de la CNADNR au venit și în locurile distruse au pus câteva crengi de copaci pe care le-au legat cu sârmă. Ați văzut? Meserie! Hai, poate să mai găsesc pe undeva niște crenguțe de alea ca să le punem aici la București, în loc de picioare, la podul Constanța. Iar cu plasa și cu adezivul mergem și lipim crăpăturile apărute în aceste zile pe autostrada A1 de la Lugoj. Hai, bă, că ușor, ușor, cu puțină imaginație și un strop de bunăvoință, le rezolvăm noi pe toate. Dacă tragem și o rugăciune la final, ne-am aranjat infrastructura pentru încă 80 de ani. Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.